După terminarea emisiunii și după ce toată lumea a venit să o îmbrățișeze pe Hatice și să o felicite că a rămas în competiție, Mihai s-a așezat lângă ea și a încercat să o consoleze. Îi spunea să stea liniștită, ea spunea că este șocată, că parcă este un blestem pentru că ea simțea că va merge acasă. Și Mihai a spus că nu întotdeauna ceea ce simțim se și adeverește. A întrebat-o dacă se aștepta să fie pe locul 2 și a spus că nu, în niciun caz, că nu-și mai vede rostul aici, nu mai are ce să facă. Bătea într-un fel un apropo la situația cu Mihai. Nu mai are ce să facă pentru că nu va forma un cuplu cu altcineva, cel puțin momentan. E clar că și lui Mihai pasă, de aceea a și venit să o consoleze și să fie alături de Hatice în aceste momente în care se pare că este greu. Este greu pentru că ea și-a imaginat un lucru. I s-au dat speranțe atunci când au eliminat-o în direct și după a rămas dezamăgită.